Țara mea iubită, orașul meu cel drag, salutăm pe cei mai buni sportivi ai școlii sportive din Cantemir. Bună ziua și bine ați venit! Dragii noștri oaspeți, invitați, onorată asistență, rugăm să onorăm imnul și drapelul de stat al Republicii Moldova. Mulțumim mult! Dragii noștri, astăzi ne-am adunat în incinta Casei Raionale de Cultură Nicolae Sulac pentru a premia pe cei mai buni dintre cei mai buni. Este vorba despre elevii și antrenorii școlii sportive care s-au evidențiat prin muncă și efort, obținând cele mai înalte rezultate la probele sportive. Cu cuvânt de felicitare și pentru a deschide gala sportului, invităm în fața dumneavoastră directorul Școlii Sportive Cantemir, domnul Nicolae Baltag. Bună ziua la toți! Stimați oaspeți, doamna directoră Direcției de Învățământ, stimați invitați, părinți, copii, bine ne-am întâlnit la finele anului, unde batem lanțul la rezultatul muncii noastre pe parcursul anului de studiu, a muncii noastre la Gala Sportului, ediția 7-2018. Aici, cum s-a spus, sunt invitați toți copiii care au rezultate la competițiile care au avut loc în cadrul școlii sportive, a campionatelor școlii sportive, a campionatului republican, la turnee de judo, de sambo, de volei, și așa mai departe, la disciplinele care le avem în cadrul școlii sportive. Vă felicit pe toți cu această ocazie. Vă doresc un an nou fericit la toți, că suntem în pragul sărbătorilor. Succese mari în sport, să munciți pe muncă, obținem rezultate. Și mai departe, copiii, să vă rămâie asta în sânge, cum spunem noi, în deprindere, să practicați sportul. Fiindcă sportul este sănătate, mișcarea este viață. Vă felicit încă o dată și vă doresc o zi frumoasă în continuare și noi evaluări. Mulțumesc! Mulțumim mult! Dragii mei, am deosebită plăcere și onoare să invit în fața dumneavoastră, cu mesaj de felicitare, șeful Direcției Generale Învățământ Cantemir, doamna Tatiana Manoli. Bună ziua, stimați invitați, antrenori și sportivi! În această zi deosebită venim cu intenția de a accentua rolul activității dumneavoastră pentru dezvoltarea și promovarea sportului în societatea noastră și de asemenea de a vă mulțumi pentru toate eforturile colosale și profesionalismul de cel mai înalt nivel de care dați dovadă. A fi atât sportiv cât și antrenor este o onoare, dar și o responsabilitate enormă. Munca de zi cu zi este crucială. Ne dăm bine seama, însă prin sârguință, fiecare poate ajunge culmi.
iar dumneavoastră ați demonstrat acest fapt prin rezultatele obținute. Sunteți adevărate exemple, dumneavoastră antrenori, cei care sădiți dragostea față de sport și un stil de viață sănătos în inimile fiecăruia dintre noi. Iar sportivii sunt adevărați eroi, pentru că în ciuda greutăților pe care le întâmpină, ei nu dau mâinile în jos, ei nu renunță, ci trec prin toate cu curaj. Vă dorim din tot sufletul cât mai multe realizări remarcabile, succese profesionale și încredere în ziua de mâine. Să vă bucurați din plin de mențiunile obținute astăzi, fiindcă acestea sunt rodul muncii depuse în anul 2018 și vă aparțin în totalitate. Vă mulțumim mult și iată că Direcția Generală Învățământ a pregătit și premii pentru cei mai activi participanți. Diploma se decernează pentru contribuția adusă la valorificarea tinerilor talente în sport și manifestarea profesionalismului în promovarea experienței de antrenor de fotbal și cu prilejul Galei Sportului 2018, semnat șef Direcția Generală Învățământ Cantemir Manoli Tatiana, se decernează domnului Topală Vyacheslav. Diplomă cu același text se decernează domnului Dumitru Lupașcu. Diplomă cu același text se decernează domnului Avram Vladimir. Să ținem cu aplauzele dumneavoastră pentru că merită. Și desigur, următoarea diplomă merge către domnul Kazaku Vyacheslav. Vă invităm în scenă. Direcția Generală Învățământ vă urează numai bine în noul an, gânduri bune, împliniri și bucurii. Fie ca magia și frumusețea iernii să vă aducă forțe noi, încredere, putere, speranță, iar bunătatea să vă încălzească sufletele. La mulți ani și sărbători fericite! Vă mulțumim mult, sărbători fericite și dumneavoastră! Dragii mei, acum pentru dumneavoastră, de asemenea cu mesaj de felicitare, se invită domnul Alexei Gheorghiu, manager regional al Federației Moldovenești de Fotbal. Aplauzele dumneavoastră! Bună ziua, dragi copii! Stimați prieteni, colegi, onorată asistență, cu deosebită plăcere mă aflu în această scenă. De ce spun cu deosebită plăcere? De ce? Că primii pași în activitatea mea fotbalistică am făcut-o la școala sportivă Cantemir. Sunt originar din satul Cania, raionul Cantemir. Mai mult ca atât, între noi aici în sală se află și antrenorul meu, domnul Ion Șișcov. Da, să-l aplaudem.
Vin cu un mesaj de felicitări din partea Federației Moldovenești de Fotbal. Vreau să menționez că Raionul Cantimir, adică Școala Sportivă Cantimir, pe parcursul acestui an s-au remarcat cu un rezultat foarte bun ce ține de competițiile regionale și republicane. Vreau să menționez Gimnaziu Mihai Sădoveanu, așa e? Din Hănăseni, dacă nu mă greșesc. Locul 2 la turneul republican. Speranța, fetele, bravo! La fel vreau să menționez că prima din regiunea de sud, adică noi avem 9 raioane în regiunea de sud, prima a fost Școala Sportivă Cantimir, care au inițiat turneul raional Grassroots Liga pentru copiii cei mai mici, 7 echipe, adică dând oportunitatea, posibilitatea copiilor să practice acest, să participe în acest turneu, nu 12-15 copii, dar 70 de copii. Bravo domnul director, bravo domnul antrenor. Personal, din numele președintelui Federației, domnul Paul Ciobanu, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea din anul 2018, să o țineți la acel nivel, cel puțin la același nivel și în 2019, și profitând de ocazie, vreau să vă felicit cu ajunul sărbătorilor de iarnă, vă urăm la toți, la mai mult și la mai mare. Și tradițional, din partea Federației, un mic cadou. Aplauzele dumneavoastră pentru acest premiu, mulțumim mult! Vă mulțumesc încă o dată! Permit să mulțumesc și eu din partea Școlii Sportive Cantimir. E cea mai fructuoasă colaborare o avem cu Federația de Fotbal a Moldovei. Sperăm și cu celelalte federații să avem așa colaborare fructuoasă și avem mai multe competiții, mai multe mențiuni și locuri premiate. Vă mulțumesc încă o dată și colaborăm mai departe. Mulțumim mult, domnule Alexei Gheorghiu, și pentru înmânarea premiilor și cu mesaj de felicitare se invită în fața dumneavoastră pe domnul Petru Malkov, președintele Asociației Raionale de Fotbal. Se lasă așteptat pentru că aplauzele nu au fost destul de furtunoase. Domnule Malco, vă invităm! Добрый день, уважаемые господа, тренера, судьи, спортивные медики и дорогие дети, футболисты и футболистки. Каждый год, в конце года, мы подводим итоги спортивного года, и я рад еще раз побывать на вашем спортивном празднике. Со стороны Ассоциации футбола района были определены несколько номинаций, в том числе лучший игрок, лучший тренер года, ну и, конечно же, тренера, воспитавших лучших игроков. Итак, лучшим игроком по версии Ассоциации футбола района является среди женского футбола, является Ротару Сабина. Ротару Сабина в ходе соревнований получила травму, но благодаря ее спортивному характеру, мужеству, она снова в строю, и надеемся, что она
покажете еще наивысшие результаты. Полный привет. Лучшим игроком среди юношей по версии Ассоциации футбола района определен Русу Денис Баймаклия. Также приглашаются антренера Казак Вячеслав и Моисей Василий за воспитание этих прекрасных игроков. Încă o dată aplauzele dumneavoastră pentru acești oameni minunați. Я хочу также поблагодарить руководство спортивной школы, которое достойно воспитывает резервы для пополнения наших сборных команд района, для пополнения команд сел Приморий, которые участвуют в большом чемпионате района. Итак, Николай Иванович, благодарность от Ассоциации футбола района, удостоен приза. Eu mulțumesc pentru premiu, dar premiul este eu sunt nou ca tare școală. Îl merită antrenorii care de ani de zile muncesc pentru educarea copiilor, pentru creșterea băiestriilor. Deci, e pentru dumneavoastră, mulțumesc că atenție, pentru dumneavoastră, stimați antrenori. Хочу также отметить, ну, по версии Ассоциации футбола района, тренером года среди воспитания юношей является Ангелуца Вадим. Прошу, Вадим. Хочу поблагодарить Ангелуца Вадима, всех тренеров, которые занимаются вопросами воспитания молодежи. Потому что футбол сегодня является одним из лучших способов воспитания достойных патриотов нашей Родины. Благодарю вас всех за внимание и надеюсь, что в координации наших действий со спортивной школой, с другими общественными организациями мы добьемся высоких спортивных результатов. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающими новогодними праздниками, пожелать всем здоровья, успехов, благополучия и новых трудовых и спортивных достижений. Спасибо. Vă mulțumim mult și dumneavoastră, dragii noștri, iată că am ajuns cu toții la poate cel mai culminant moment al acestei zile și trecem la decernarea premiilor. Pentru a fi premiați, invităm în scenă grupul de elevi ai școlii sportive, Proba Volei, Gubenco Maria, Bandrabulea Nicolae și Țurcanu Nicoleta,
antrenori, profesori Grecu Ștefan și Lipcan Vera. Vă invităm în scenă. Mulțumim mult! Mergem la către următoarea probă. Este vorba despre proba basket. Invităm în scenă Obreja Damian, Sârbu Ion, Hapațuc Daniela, Gurea Maria și Movilă Dumitru. Antrenori profesori Cevdar Iacob, Zăhărescu Pavel și Movilă Nicolae. Încă o dată aplauzele dumneavoastră, noi mergem mai departe. Proba tenis de masă, se invită în scenă Sergiu Rotaru, antrenor, profesor Butuc Emilian. Haideți să încurajăm cu aplauzele dumneavoastră. Următoarea categorie, se invită în scenă Borza Doina, antrenor profesor Murgeneanu Liuba. Mulțumim mult încă o dată, dragii mei, ca să facem așa puțin o mică pauză sau pentru a încinge puțin atmosfera, să invităm în fața dumneavoastră cu o melodie să vă încânte inimile și sufletele solistul formației Busuioc, domnul Tudor Roman. We'll be right back.
Tudor Roman. Dragii noștri, noi continuăm cu decernarea premiilor și mergem la următoarea categorie, proba judo. Se invită Maftei Ștefan, Chirică Cristian, antrenor profesor Mocanu Ion. Mulțumim mult! Proba lupta greco-romană, în scenă se invită Berescu Artiom, Gâscă Nicolai, Drangoi Iosif, antrenor profesor Mazilu Petru. Eu cred că ei merită aplauzele dumneavoastră, să-i încurajăm. Trecem la următoarea categorie, proba lupta liberă. Se invită în scenă Panainte Ștefan, Bagrin Gheorghe, Bordea Ștefan, antrenor profesor Avram Vladimir. De asemenea, se invită în scenă Pleș Dumitru, Covaliov Maxim, Gălățanu Valentin, antrenor profesor Ciobanu Gheorghe. Mulțumim încă o dată. Următoarea categorie este proba sambo. În scenă se invită Boișteanu Maxim, antrenor profesor Nicolae Baltag. Mulțumim foarte mult pentru acești copii foarte activi și foarte devotați sportului. Dragii mei, iată că suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă. Doresc să vă aduc sincere felicitări, mulțumiri, multă sănătate, belșug și prosperitate și fie ca pacea dumnezeiască să vă călăuzească oriunde ați merge. Și dacă ne permiteți, noi, Ansamblul Vocal Instrumental Busuioc, să vă colindăm.
Hai cu toții să batem din palme, pentru că este sărbătoare. Este sărbătoarea dumneavoastră astăzi, să ne trăiți mulți ani. Casă totul e curat, e atât de frumos. În seara când e așteptat Domnul Iisus Hristos, bradul frumos împodobit cu zeci și zeci de stele, dar parcă două au licărit ochii măicuței mele. Hai veniți cu toți acasă în seara de Crăciun, cu cei dragi să stăm la masă în seara de Crăciun. Cu părinți, frați și surori, veniți seara de Crăciun, cu cei dragi de sărbători, veniți seara de Crăciun. Maicuța așa de-n pridvor, copiii și așteaptă, trosnește jarul în cuptor, miroase pâine caldă. Copiii încet s-au așezat și s-au oprit în tindă, apoi cu drag au colindat frumoasa lor colindă. Hai veniți cu toți acasă în seara de Crăciun, cu cei dragi să stăm la masă în seara de Crăciun. Cu părinți, frați și surori, veniți seara de Crăciun, cu cei dragi de sărbători, veniți seara de Crăciun. Uite că vin colindători, copiii de prin sate. E fric și au în obraj bujori și mâinile înghețate. Cu glasul lor de clopoței se aude bucuria, e seara Sfântului Crăciun, că s-a născut Mesia. Hai veniți cu toți acasă în seara de Crăciun, cu cei dragi să stăm la masă în seara de Crăciun. Cu părinți, frați și surori, veniți seara de Crăciun, cu cei dragi de sărbători, veniți seara de Crăciun. Hai cu toții! Hai veniți cu toți acasă în seara de Crăciun, cu cei dragi să stăm la masă în seara de Crăciun. Cu părinți, frați și surori, veniți seara de Crăciun, cu cei dragi de sărbători, veniți seara de Crăciun. La mulți ani să ne trăiți! Mergem la următoarea categorie, decernarea premiilor. Invităm în scenă grupul de elevi ai școlii sportive pentru a fi premiați la proba fotbal. Se invită în scenă Stihar Ion, rotar Nikita, rotaru Sabina, antrenor profesor Angheluță Vadim. Mai menționăm încă o dată proba fotbal, Stihar Ion, rotar Nikita, rotaru Sabina, antrenor profesor Angheluță Vadim. De asemenea, se invită în scenă Topală Vlad, Manoli Gabriel, Petreanu Robert, antrenor profesor Topală Vyacheslav.
De asemenea, Vasilaki Rodion, antrenor profesor Rusciuc Radu. În scenă se invită Putregai Dorian, Cabac Dumitru, Boboc Elena, antrenor profesor Kazaku Vyacheslav. Se invită în scenă Vicol Sergiu, Bujac Cristi, Ganganu Iurie, antrenor profesor Bagrin Alexandru, Lefter Gabriel, Rus Sudinu, antrenor profesor Lupașcu Dumitru, Samsi Mihail, Zamusteanu Andrei, antrenor profesor Șișcov Ion, Petcu Tudor, Popa Sorin, antrenor profesor Moisei Vasit, Vicol Marin, Șișman Miroslav, Angheluță Vasile, antrenor profesor Țurcanu Ion. Stimați prieteni, Gabriel Manole la noi se ocupă cu mai multe genuri de sport. Astăzi are examen la centură la taekwondo și nu poate fi prezent. Dar prezent este mama lui. Doamna Manole, vă invităm, vă rog, șefa direcției învățământ. Încă o dată să încurajăm cu aplauzele noastre. Vă mulțumim mult. Și fiindcă suntem în ajunul sărbătorilor de iarnă, după cum am menționat anterior, cu melodii alese, invit în fața dumneavoastră anișoara Porumbescu.
În această zi de mare sărbătoare am venit și eu cu o colindă, pentru că magia sărbătorilor de iarnă o simțim prin a dărui. Vreau să vă felicit pentru rodul muncii dumneavoastră și să vă urez un sincer la mulți ani. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. Dă-i sunet! Prieteni în prag de Crăciun, acasă mă întorc. Pe mama s-o sărut. Mi-e dor să vă văd, mi-e dor să vă aud. Pe mama s-o sărut. Cerul de stele e plin, colindătorii vin. Să fim mai buni, să ne iubim, cu Dumnezeu să fim. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. Frați. E seara sfântă, ne bucurăm, Crăciunul în casă așteptăm. E seara sfântă, ne bucurăm, Crăciunul în casă așteptăm. E vremea colindelor, e vremea colindelor. Veniți, cântați și vă bucurați, Crăciunul în casă așteptați. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. E vremea colindelor, e vremea colindelor. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. E seara sfântă și nu uita, Crăciunul e în inima ta. Mulțumim mult, Anișoara Porumbescu! Aplauzele dumneavoastră! Noi continuăm cu decernarea premiilor. Invităm în scenă selecționata U16, ocupanta locului 2, în cadrul campionatului regional feminin la fotbal, Seria Sud, ediția 2017-2018. Responsabil pe echipe, antrenor-profesor Kazaku Vyacheslav. Invităm în scenă Rotaru Sabina, Tolcan Adriana, Guz Anastasia, Petrov Lucia, Stomatova Cristina, Gârnu Rusalina, Nicolau Simona, Didilică Victoria, Zlati Mihaela, Voloh Daniela, Cabac Beatriz, Radu Elena, Chiosa Cătălina, Dan Sofia, Buzdugan Nicoleta, Sava Raluca, Chihai Alina, Balțatu Nadejda, Butnaru Nicoleta, Belei Ester, Stahurskaya Alexandra și Cabac Nicoleta. Pentru mânarea diplomilor se invită domnul Gheorghe Alexei.
reprezentat o federație de fotbal regional Sud. Mulțumim foarte mult! Dragii mei, invităm în scenă cele mai bune jucătoare selecționate Școlii Sportive Cantemir U14, care s-au remarcat prin prestarea unui joc foarte bun în meciurile din cadrul Campionatului Regional Feminin Sud la fotbal, ediția 2017-2018, după cum urmează. Cel mai bun portar se invită în scenă, Alexandra Mișenco. Premiul pentru cel mai bun fundaș merge către Kazaku Maria. Premiul pentru cel mai bun mijlocaș merge către Boboc Elena. Premiul cel mai bun atacant merge către Câmpanu Paula. Încă o dată aplauze pentru acești copii minunați și pentru responsabilul de echipă, antrenor profesor, domnul Kazaku Vyacheslav. Dragii noștri, stimați participanți acest frumos eveniment, vreau încă o dată să menționez munca antrenorului echipei de fotbal feminin, domnul Vyacheslav Kazaku, fiindcă, într-adevăr, 4 ani în urmă, la noi în regiune, fotbal feminin practic nu era. La ziua de astăzi, o mare parte, componentă a selecționatei regionale, sunt fetele de la Școala Sportivă Cantemir. Felicitări, domnul Kazaku! Mulțumim și dumneavoastră încă o dată. Iar acum invit din nou în fața domniilor dumneavoastră cu un număr artistic, solistul ansamblului vocal-instrumental Busuioc, domnul Tudor Roman. Thank you.
Tudor Roman. Dragii noștri, mergem mai departe, invităm în scenă cei mai buni jucători ai selecționatelor școlii sportive Cantemir, U12, respect Liga, și U14, care s-au remarcat prin prestarea unui joc foarte bun în meciurile din cadrul campionatului Republicii Moldova, Divizia B Sud, ediția 2017-2018. După cum urmează, selecționata U12, respect Liga, cel mai bun portar merge către Ghenia Adrian. Premiu pentru cel mai bun fundaș medre către Leșu Marius. Premiu pentru cel mai bun mijlocaș merge către Munteanu Alexandru. De asemenea, invităm și cel mai bun atacant, Sambriș Denis. Responsabil de echipă, antrenori profesori, Angheluță Vadim și Topală Vyacheslav. Dragii noștri, noi continuăm cu decernarea premiilor și mergem către categoria selecționată U14. Cel mai bun portar se decernează și merge premiul către Cevdar Ion. Cel mai bun fundaș se invită în scenă Tolcan Dumitru. Cel mai bun mijlocaș se invită în scenă Vlad Delibaltov. Și cel mai bun atacant, Bagrin Ion. Responsabil de echipă, antrenori profesori, Țurcanu Ion și Lupașcu Dumitru. Mulțumim încă o dată, vă dorim mult succes pe plan profesional și sărbători fericite! Dragii mei, din nou, cu o deosebită plăcere și în aplauzele dumneavoastră, să vă încânte inimile și sufletele! Poftim! Aș vrea să mă adresez cu un cuvânt de felicitare din partea corpului de antrenori. Dacă vedeți, au ieșit băieți în costume sportive, face ca hol 2005. Domnilor antrenori, eu mă bucur că copiii noștri apără cinstea raionului și nu cinstea raionului nostru, ci raionului Cahul. Sunt mândri de dânșii, intră în componența clubului de fotbal Cahul 2005. Dați să-i aplaudăm! Și sunt membri selecționate regionale Sud. Eu, ca antrenor, mă bucur când văd atâția copii în sală. Asta e munca noastră timp de un an de zile, dar nu numai de un an de zile. La jocurile de fotbal în echipe, e lucru mult, cu suflet.
L-aș compara, v-aș spune sincer, lucruri de antrenor ca lucrul unui agronom cu o livadă de pomi. Livada de pomi nu dă roadă din primul an, dă undeva roadă în anul 4, anul 5 și dă roadă atunci când e bine îngrijită, când sunt făcute lucrările la timp. Eu, domnul antrenor, plec capul către dumneavoastră pentru munca depusă dumneavoastră și vă doresc ca în anul viitor, care vine 2019, livada dumneavoastră să fie plină numai de fructe bune, calitative. Așa vă spun încă o dată, la mai bun și la mai mult și la mai mare, cu un nou an fericit și Crăciun fericit. La revedere! Vă mulțumim! Am emoții, mă scuzați! Mulțumim mult și dumneavoastră, sărbători fericite în continuare. Dragii mei, după cum am menționat anterior, să vă încânte sufletele și inimile. Afară este frig, este iarnă, este frumos. În scenă pentru dumneavoastră, Anișoara Porumbescu. Că n-ai trăit cum trebuia. Să nu-ți bați joc tu niciodată. Să nu-ți bați joc de viața ta. Ca să nu-ți pară rău vreodată. Că n-ai trăit cum trebuia. Un lăutar să-mi fii de mie, tot ce-mi place și trece și timpul în loc nu-l poți opri. Un lăutar să-mi cânte mie tot ce-mi place și trece și timpul loc n-o-l poți opri. Dacă ești sănătos petrece și de necazuri să nu știi, căci viața asta iute trece și timpul loc n-o-l poți opri.
Mulțumim mult! În fața dumneavoastră a fost Anișoara Porumbescu. Dragii mei, iată că a sosit și momentul mult așteptat de către toți și este vorba să menționăm pe cei mai buni dintre cei mai buni, care prin muncă și antrenamente sistematice au obținut rezultate deosebite. Invităm în scenă Proba Basket, antrenor profesor Cevdar Iacov, se invită elevul Șișman Iana. De asemenea, invităm în scenă Proba Volei, Angheluță Ana Maria, antrenor profesor Lipcan Vera. Proba Lupta Liberă, Vitan Andrei, antrenor profesor Avram Vladimir. Proba Judo, Chirică Ion, antrenor profesor Mocanu Ion. Proba Fotbal, Sambriș Denis, antrenor profesor Angheluță Vadim. Cabac Beatrice, membra selecționatei Republicii Moldova, U15, antrenor profesor Kazaku Vyacheslav. Proba Lupta Greco-Romană, Glibiciuc Maxim, antrenor profesor Mazilu Petru. Proba Lupta Sambo, Mocanu Dumitru, antrenor profesor Nicolae Baltac. Proba Gimnastică, Hapațuca Delina, antrenor profesor Murgeneanu Liuba. Proba Tenis de Masă, Nițică Gheorghe, antrenor profesor Butuc Emilian. Mulțumim mult încă o dată, sărbători fericite vă dorim. Iar acum invit pe voi toți ca să admirăm cu un număr de exerciții acrobatice, se invită în scenă grupul de eleve condus de antrenorul profesor a Școlii Sportive Cantemir, Murgeneanu Liuba. Disco pa'l motel, más mala que Anabela. Bailes todo le hacen coro, te deja marcado como el zorro. No pierdo mi tiempo de oro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica. Turbo Nitro en la máquina. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, 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 machica.
mágica, mágica. Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera. La sensación de la favela salió a romper frontera. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican. Siempre están cuando la solicitan. La chica que yo soy, tu chica. Representa tu bandera, mi música es nueva era. A mí me dan pe donde sea. Machuca que estás que se quema. Estoy muy borracho y no puedo más. No puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Mágica, mágica. Oye, soy mágica, mágica. Tata mágica, mágica. Tata mágica, mágica. Tata mágica, mágica. Mágica, mágica. Mágica, mágica. Mágica, mágica, mágica. Dale lenta, el golpe avisa. Vino con José Julissa. Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita. Machica, machica, machica. Turbo Nitro en la máquina. Estamos vivos, mami, ya tú sabes. ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar. Machica, machica. Oye, soy machica, machica. Tata machica, machica. Arata machica, machica. Tata machica, 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 machica. Machica, machica. Mágica, 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 mágica. Mulțumim mult!
Rezultatele obținute de către elevii Școlii Sportive Cantemir la diferite manifestații sportive, atât la nivel raional cât și național, se datorează într-o mare măsură antrenorilor profesori care au contribuit la ridicarea valorilor sportive din raion la nivel de copii și juniori. Încă o dată aplauzele dumneavoastră pentru profesorii antrenori. Vă dorim dumneavoastră multă sănătate și putere de muncă. Iar acum a sosit cel mai important, momentul culminant, de a afla cine este antrenorul anului. Antrenorul anului este desemnat pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul activității sale profesionale, domnul Ion Mocanu. Mulțumim încă o dată și, dragii mei, Școala Sportivă Cantemir v-au pregătit un mic concert alături de ansamblul vocal-instrumental Busuioc, soliștii Ion Roșu, Tudor Roman Lanai și Anișoara Porumbescu. Desigur, la clape, domnul Voinu Leonid. Privire de amor, dansul acesta latin pare fermecător din lumini de argint. Doar atâta aș vrea să nu aibă sfârșit dansul și inima. Domnișoare, e o seară cu mișcări de foc, sub acorduri de chitare nu pot sta pe loc. E atâta primăvară în privirea ta, domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Această melodie pentru toate domnișoarele Școlii Sportive. Să ne trăiți mulți ani! Cu o zâmbet senin, cu o privire de amor, dansul acesta latin pare fermecător din lumini de argint. Dar atâta aș vrea să nu aibă sfârșit dansul și dragostea. Domnișoare, e o seară cu mișcări de foc, sub acorduri de chitară nu pot sta pe loc. E atâta primăvară în privirea ta, domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Și hai cu toți mâinile sus și... Domnișoare, e o seară cu mișcări de foc, sub acorduri de chitară nu pot sta pe loc. E atâta primăvară în privirea ta, domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Domnișoare, e o seară cu mișcări de foc, sub acorduri de chitară nu pot sta pe loc. E atâta primăvară în privirea ta, domnișoare, domnișoare, nu te voi uita.
Domnișoare, domnișoare, nu te voi uita. Hey! La 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 la. Mulți ani să ne trăiți! Iar acum vă las în compania Anișoara Porumbescu! Inima pe asta lume, am trăit și rău și bine, am știut ce-i fericirea, dar și ce-i nenorocirea. Inima pe asta lume, am trăit și rău și bine, am știut ce-i fericirea, dar și ce-i nenorocirea. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Inima tu-mi dai putere, la necaz și la durere, și la dragoste cu foc, tot de tine am noroc. Inima tu-mi dai putere, la necaz și la durere, și la dragoste cu foc, tot de tine am noroc. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. La poarta grădinii mele stă un rând de doruri grele, însă ele dă de știre că așteaptă fericire. La poarta inimii mele stă un rând de doruri grele, însă ele dă de știre că așteaptă fericire. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Câte clipe fericite, câte vise împlinite, și doruri câte am avut, tu pe toate le-ai știut. Tu pe toate le-ai știut. Anișoara Porumbescu, să vă împinte inimile la Nai Tudor Roman.
Tudor Roman. Hai cu toții să batem din palme. Este sărbătoare. Este sărbătoarea dumneavoastră. La mulți ani să ne trăiți. Hey, 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 hey. De ce vine primăvara? De ce nopțile sunt mai lungi? Iar aștept să vină seara. Vrei tristețea s-o alungi? Vrei iubit-o lângă mine? Tinerița s-o petreci. Doar în doi ne va fi bine. Nopțile nu vor fi legi. Iubita mea, tu ești aproape. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte. Iubita ești și sunt iubit. Iubita mea, tu ești aproape. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte. Iubita ești și sunt iubit. Hai cu toții să bate din palme și... Viața este mai frumoasă când privesc în ochii tăi. Văd în ei cerul albastru, văd culoarea dragostei. Două inimi împreună, ce poate fi mai frumos? Dragostea e numai una, sentiment misterios. Iubita mea, tu ești aproape. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte. Iubita ești și sunt iubit. Iubita mea, tu ești aproape. Iubita mea, aproape sunt. Și nimeni nu ne va desparte. Iubita ești și sunt iubit. Hai cu toții! Barca pe valuri plutește ușor, dar cine în vână o cânte credor? Nu, nu e vântul, nici Dunărea nu. Cântecul lui gândul el poartă la lene un val, ca pe o floare de nupăr spre mal, spre fata care l-așteaptă oricând. Și orele trec pe rând, povestea lor e acum un dans, e melodia unui vals, cel duce Dunărea cântând. La, ra, 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 la, ra, ra, ra,
la 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 la. Dragii mei, vreau ca următoarea melodie, fiindcă se apropie anul nou și cred că cu toții știți această melodie, vine, vine anul nou. Bucurați-vă cu toții de sărbătorile de iarnă. Hai cu toții mâinile sus și așa! Ia să-i lasă seara, luna-ncet coboară. Noi suntem îndoi, aștepte norocul să aprinde focul, să trecem apoi. Iarăși ne cuprinde iarna rece, vechiul la noi astăzi îl petrecem. Tot ce-a fost mai rău va rămâne acum. Sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoarea stelelor. Vine, vine anul nou, sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoarea stelelor. Prietenie vechea melodie sună pentru noi. Seara e frumoasă și misterioasă, cântec pentru voi. Iarăși ne cuprinde iarna rece, vechiul la noi astăzi îl petrecem. Tot ce-a fost mai rău va rămâne acum. Sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoare stelelor. Vine, vine anul nou, sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoare stelelor. Alături de dumneavoastră, ansamblul vocal instrumental Busuioc. La clape, Voinul Leonid. La nai, Tudor Roman. Solistă, Anișoara Porumbescu. Vine, vine anul nou, sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoare stelelor. Vine, vine anul nou, sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoare stelelor. Voi! Vine, vine anul nou, sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoare stelelor. Vine, vine anul nou, sărbătoare cu eco, universul în decor, sărbătoare stelelor. La mulți ani să ne trăiți!
Stimați colegi, stimați invitați, sperăm să mulțumim formației Busuioc din Cali Petru festivitatea care ne-au prezentat-o azi. Dorim succes și ca în prag de anul nou, fericire, evaluări, realizări și totul bine, să întâlnim și la anul sătoși. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru susținerea dumneavoastră, pentru tot, pentru toată munca dumneavoastră care depuneți pentru educarea generației noi. Vă doresc în noul an, în primul rând, sănătate, sănătate de oțel. Vă doresc pace în sufletul dumneavoastră, fericire și bucurie în familiile dumneavoastră. Vă doresc la mulți, mulți ani înainte. Copiilor doresc tot în primul rând sănătate, vă doresc să învățați bine, să munciți mult ca să obțineți rezultate, să ascultați de părinți, să învățați bine la școală, că voi sunteți generația care ne locuiți și trebuie să fiți o generație sănătoasă, fiindcă sunteți schimbul nostru. Vă doresc o dată la mulți ani, drum bun, sănătate și noi realizări. Ne întâlnim sănătoși la anul. Vă mulțumesc! Stimați antrenori, am cadouri pentru copii, care vă doresc, doresc ca toți antrenorii să apropie aici lângă Brăduț, să vă dau cadouri pentru copii și dumneavoastră să limânați dumneavoastră când vă urcați în transport. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru dumneavoastră că ați venit și ne-ați onorat cu prezența. Tot la revedere și o zi bună!